Bună dimineața, Ioana, bună dimineața tuturor! Iată care sunt previziunile astrologice de astăzi. Berbec, recomandarea astrologului pentru azi este să nu vă asumați riscuri. Nervozitatea vă poate crea mari probleme. Evitați să conduceți mașina, sunteți predispus la accidente. Nu este momentul să provocați discuții în contradictoriu. Taur, aveți o zi foarte încărcată cu multe probleme de rezolvat. Dimineața sunteți puțin agitați și încercați să rezolvați mai multe treburi deodată. Astrologul vă sfătuiește să vă faceți un plan detaliat și să acceptați ajutorul familiei. Spre seară vă liniștiți și simțiți nevoia să vă întâlniți cu prietenii. Gemeni, din cauza stresului sunteți predispus la probleme de sănătate sau chiar accidente. Astrologul vă recomandă să nu faceți eforturi fizice sau intelectuale deosebite. Ar fi bine să evitați călătorile lungi și petrecerile pentru că sunteți destul de obosit. Nu vă lăsați enervat de lucrurile mărunte. Rac, dimineața s-ar putea ca un coleg să vă dea o veste care vă tulbură. Astrologul vă sfătuiește să nu vă exteriorizați ca să nu le transmiteți și celor din jur starea de nervozitate. Menajați-vă sănătatea și evitați eforturile intense pentru că există un risc important să vă confruntați cu probleme de sănătate. Leo, se întrevede o zi foarte agitată. Dimineața sunteți nevoiți să-i spuneți unui prieten care vă vizitează că nu aveți timp de el. Astrologul vă atrage atenția că la nervi se iau cele mai proaste decizii. Vă pregătiți pentru o călătorie și vă enervați pe măsură ce constatați câte lucruri vă lipsesc. Fecioară, dimineața sunteți obosit și nervos după un drum lung. Ar fi bine să vă stăpâniți și să evitați discuțiile în contradictoriu, pentru că riscați să declanșați un conflict. Astrologul vă recomandă să nu mergeți în vizite, chiar dacă partenerul de viață insistă. Odihniți-vă și recuperați orele de somn pierdute. Balanță, nu aveți răbdare să vă analizați proiectele și vă grăbiți să le puneți în practică. Astrologul vă recomandă să nu vă ambiționați să vă rezolvați singur toate problemele. Ar fi bine să acceptați ajutorul prietenilor. O persoană mai în vârstă vă oferă sfaturi utile pentru a plana un conflict. Scorpion, oboseala acumulată vă face să fiți foarte agitat. Astrologul vă sfătuiește să vă odihniți mai mult. Fiți foarte prudent pentru că există riscul să fiți implicat într-un accident de circulație. S-ar putea să izbucnească o ceartă cu o persoană mai în vârstă din familie. Săgetător, dimineață plecați într-o călătorie foarte importantă, din care este posibil să vă întoarceți cu o mare sumă de bani. Pe drum, vi se propune să vă asociați într-o afacere. Astrologul vă sfătuiește să evitați discuțiile pe un ton ridicat și să nu susțineți opiniile cu încăpățânare. Ar fi bine să vă abțineți de la speculații. Capricorn, începeți ziua foarte agitat, alergând după un împrumut urgent. Astrologul vă recomandă să vă păstrați calmul pentru că sunteți predispus la accidente și probleme serioase de sănătate. Aveți răbdare! După amiază, ajutorul va veni de la cineva apropiat. Puteți să vă bazați pe intuiția partenerului de viață. Vărsător, vă simțiți excelent, sunteți relaxat și nimic nu vă poate tulbura. Mai mult, reușiți să calmați o persoană agitată din anturaj. S-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze că sunteți indiferenți și că nu vă ocupați îndeajuns de problemele familiei. Astrologul vă sfătuiește să faceți tot posibilul să evitați o ceartă. Spre seara asistați la o întâmplare neplăcută care vă pune pe gânduri. Pești, un prieten vă propune să plecați într-o excursie, dar faptul că nu aveți bani vă face să fiți irascibili și să căutați ceartă cu lumânare. Nu-i căutați nod în papură persoanei iubite. Astrologul vă recomandă să fiți atent la volan. Există riscul unui accident de circulație. Eu sunt Andra Haratoș și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și mâine la Dale Dimineții!